întâlniri cu președintele Bulgariei, cu președintele Austriei, discuții foarte bune și axate pe președințiile pe care le avem consecutive. Acum este rândul Bulgariei, urmează Austria, urmează România pentru prima parte a lui 2019. Am discutat multe chestiuni legate de Uniunea Europeană, dar am discutat și lucruri care ne interesează aici în regiune, în special strategia Dunării. Foarte multe oportunități au apărut în cadrul discuțiilor. În ansamblu a fost o zi foarte bună și am reușit să abordăm multe chestiuni care ne interesează foarte mult. Finalul mi s-a părut deosebit de bun, întâlnirea cu studenții și discuțiile care au avut loc acolo în aula universității au fost foarte bune. Domnule președinte, ați discutat cu cei doi președinți și despre propunerea Comisiei Europene în ceea ce privește restricționarea fondurilor europene pentru țările care nu respectă statul de drept? Chiar acest aspect concret nu l-am discutat astăzi. Dar, sigur, nu cred că vine ca o surpriză pentru nimeni. Această discuție se poartă de foarte multe vreme să se introducă respectarea statului de drept ca și criteriu. Sigur, mai este mult de lucru până când se cuantifică aceste criterii, fiindcă, în definitiv, dorim să avem proceduri foarte transparente și ușor de urmărit, dar cred că este un pas important și care trebuie făcut. Dar privind ceea ce se întâmplă în țară pentru următorul exercițiu bugetar, credeți că România ar putea fi printre țările afectate de această decizie? Ce vreți să țină dumneavoastră? Eu nu cred că România va fi afectată de această condiționare. Nu am motive să cred așa ceva. Chiar dacă în politica internă apar contradicții, apar contondențe, apar chiar și acuzații între actorii politici și foarte multă lume, printre care și eu, este nemulțumită de cum s-a lucrat, de exemplu, pe legile justiției. În ansamblu, nu cred că cineva pune la modul serios, sub semnul întrebării, existența statului de drept în România. Și sper să nici nu ajungem vreodată acolo să se pună sub semnul întrebării statul de drept în România. Ar fi o catastrofă. Pentru că ați vorbit de politica internă, domnule președinte. Problema memorandumului care pune problema eventuale mutării ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Ați primit între timp acest memorandum secret? Știți ce conține? Ne puteți spune? Da, știu ce conține, dar nu este cazul să discutăm în conferințe de presă despre aceste lucruri. Oricum, părerea mea a rămas aceeași. Guvernul nu trebuia să se apuce de o temă care este a președintelui fără să discute cu președintele. Și greșeala a fost făcută. Ceea ce trebuie acum să facem în continuare este să o reparăm, fiindcă nu am absolut niciun interes și România ca stat nu are absolut niciun interes să-și strice relațiile foarte bune de prietenie, de exemplu, cu Israelul pentru niște politicieni care n-au înțeles care este rostul lor. Dacă puteți detalia, pentru a sesiza Curtea Constituțională în legătură cu un conflict instituțional. Chiar fostul președinte al Curții Constituționale spunea acest lucru. Luați în calcul această variantă? Aceste teme sunt foarte sensibile și în momentul în care voi lua o decizie care poate fi explicată publicului, o să vă spun aceste chestiuni, dar nu vreau să intru în speculații pe o temă atât de sensibilă. Ne puteți spune dacă memorandumul încalcă vreo lege și vă încalcă atribuțiile dumneavoastră din Constituție? După cum memorandumul este secret, nu vreau să vorbesc despre el, fiindcă legea așa spune, aceste teme nu se discută. Doar unii care s-au considerat un pic mai importanți au fugit la televizor și au povestit despre memorandum. Ne puteți spune care este părerea dumneavoastră? Pentru că cei din PSD și din guvern spun că vor doar să deschidă dezbaterea pe acest subiect. Dumneavoastră susțineți deschiderea unei posibilități de discuție pe mutarea ambasadei noastre din Israel? Cu siguranță acest lucru se poate discuta și se tot discută de foarte multă lume. De exemplu, în
Israel se discută cel puțin de 20 de ani această chestiune. În realitate se discută de mai multă vreme, însă discuția rămâne una prospectivă atâta vreme cât condițiile cerute de ONU, de Uniunea Europeană, nu sunt îndeplinite. Noi nu putem să facem o politică externă care se bazează pe ce? Pe o dorință, oricât de legitimă ar fi, dar nu se încadrează în cerințele dreptului internațional. Aceste chestiuni au mai fost discutate, ele nu se rezumă nici pe departe la a interpreta în mod amatoristic Constituția României. Sunt chestiuni extrem de complicate legate de procesul de pace din Orientul Mijlociu și poate vă amintiți când am discutat această chestiune cu premierul Netanyahu, care m-a sunat pe această temă, i-am spus că noi înțelegem dorința de a avea capitala acolo și istoric, cultural, cum vreți. Există motivații puternice pentru această dorință, dar mutarea ambasadelor de la Tel Aviv la Ierusalim ține mai degrabă de finalizarea și rezolvarea procesului de pace în zonă decât de voința politică a unui actor din Europa. Dar să lucrați după ce a fost vizita? Nu, de atunci n-am mai vorbit. Această discuție a fost înainte. Puteți să lucrați cu guvernul pe această temă, domnule președinte, pentru că dumneavoastră ați cerut demisia premierului Dăncilă, dânsa nu și-o dă, și am și văzut că și Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă vor să vină la recepția de 9 mai și spun că vor să colaboreze instituțional cu dumneavoastră. Acum, din moment ce i-am invitat, sigur, sunt bineveniți. Iar discuția instituțională, haideți să nu confundăm lucrurile. Noi nu ne întâlnim fiindcă suntem prieteni sau fiindcă ne simpatizăm. Noi ne întâlnim atunci când discuțiile instituționale trebuie să aibă loc. Nu putem să nu conducem România, nu putem să nu vorbim fiindcă avem divergențe politice. Pentru oameni de stat este absolut necesar să aibă puterea să treacă peste animozități politice, peste neînțelegeri politice. Asta nu înseamnă însă că trebuie să cădem în extrema cealaltă. Discuțiile care vor avea loc între mine și guvern sau între mine și reprezentanți ai Parlamentului vor fi discuțiile instituționale, alte discuții informale sau de armonizare nu vor mai exista. PSD-ul, mai concret Dragnea, prin felul în care a procedat în ultima vreme, nu mai prezintă pentru mine un partener de discuție altfel decât strict instituțional. Conflictul dintre PNR și guvern. Da, este ciudată această formă. În realitate, dorința mea a fost să aduc la aceeași masă pe cei care au avut, hai să zicem, niște neînțelegeri. Ori știm foarte bine că nu doamna Dăncilă a atacat BNR-ul sau pe guvernator sau pe oricine, ci Dragnea a făcut-o. Deci faptul că prin implicarea mea s-a întâlnit Dragnea cu reprezentanții BNR-ului este exact lucrul pe care l-am dorit. Deci dacă el crede că a făcut mediere, e bine și așa. Domnule, important că s-au întâlnit. Credeți că la urmă acestei întâlniri, acele animozități între BNR și guvern de care ați vorbit când ați anunțat medierea, au dispărut sau s-au mai rezolvat? Neparticipând la discuție și neștiind în detaliu ce s-a discutat acolo, mi-e greu să fac o apreciere. Cel puțin așa la suprafață se vede dorința unora și altora de a da impresia publicului că lucrurile s-au calmat. Sper să se și întâmple aceste lucruri, fiindcă astfel de discuții, de schimburi de scrisori contondente nu și-au locul în România și ele sunt contraproductive din orice punct de vedere. Domnule președinte, guvernul austriac, dacă îmi permiteți, a anunțat chiar zilele acestea că va tăia alocațiile pentru copiii muncitorilor străini. Sunt probabil 10.000 de copii aflați în această situație în România. Ați dezamorsat această inițiativă când actualul premier era ministru de externe, vorbind cu cancelarul de atunci. Astăzi ați avut o întâlnire cu
omologul nostru austriac, ați încercat să interveniți în această chestiune? Ce știți? Cum evaluați acest proiect? Da, sunt, se pare, în jur de 15.000 de familii de români care ar fi în această situație. Am abordat chestiunea. După cum știți, președintele austriac nu este implicat în proceduri guvernamentale în Austria, dar i-am expus problema și o să expun și în continuare responsabililor guvernamentali această chestiune, cu toată prietenia și buna colaborare economică, comercială între România și Austria. Aceasta este o temă unde trebuie să admitem că avem opinii foarte, foarte diferite. Eu cred însă că se va ajunge într-un final la o clarificare. Există voci relevante în Uniunea Europeană care spun că o astfel de inițiativă nu este conformă cu tratatele europene. Aceste lucruri vor trebui verificate de juriști și în final vom găsi căi de aplanare. Ați urmărit, domnule președinte, scandalul de la TVR legat de acele jigniri aduse de șefa instituției unei jurnaliste? Am aflat de aceste discuții. Am o părere că este foarte rău că s-a ajuns aici să se acuze unii pe alții. Nu vreau să iau partea unuia sau altuia, fiindcă nu pot să știu în realitate ce s-a spus acolo. Însă eu cred că jurnaliștii trebuie lăsați să-și facă treaba, și știriștii și cei care realizează alte emisiuni. Iar dacă vorbim de TVR, cred că cel mai important mesaj care pot eu să-l dau este să nu se bage politicul în TVR, ci să lase specialiștii să rezolve problemele, să facă emisiuni bune. Tema aceasta, în această perioadă, despre organizarea unui referendum pentru familie. Legea privind organizarea referendumului a fost declarată neconstituțională de Curtea de CCR. Ce veți face dumneavoastră cu această lege? Veți ataca la Curtea Constituțională? Am avansat termenul de 10 iunie, vreau să vă întreb dacă este sau nu plauzibil. Da. Da, știți că abia a plecat de la Curtea Constituțională legea. O să fac o analiză împreună cu specialiștii din administrația prezidențială și o să vă anunț la momentul potrivit. Cum vedeți dumneavoastră acest referendum? Sunt cel care spun că ne plasăm în rândul unor state precum Ungaria, unor state iliberale, practic. Este destul de inoportun ca președintele să se exprime asupra, în acest fel, asupra unei inițiative cetățenești. În Constituție scrie că cetățenii au dreptul la inițiativă și dacă au dreptul și au făcut-o, acest drept trebuie respectat. Mai departe, și inițiatorii trebuie să-și susțină punctul de vedere și cei care nu sunt de acord trebuie să-și susțină punctul de vedere, să explice de ce nu sunt de acord. I-am spus-o și o repet. Este nevoie de foarte multă toleranță din ambele părți, fiindcă dacă pornim o luptă quasi-politică acerbă între susținătorii inițiativei și adversarii inițiativei, nu ajutăm pe absolut nimeni. Deci aceste lucruri trebuie tratate cu calm, trebuie respectată ad literam legea, și atunci românii se vor exprima. Domnule președinte, cu premierul Viorica Dăncilă ați mai avut vreo discuție? Legislatorii Curții au dat un termen pentru prima lege pe care ați contestat-o. 30 mai nu poate ajunge un verdict de la Comisia de la Veneția. Cum vedeți acest semnal transmis de judecători? Da, nu văd aici deocamdată nicio problemă. Procedural, Curtea trebuie să dea un termen. Dar în măsura în care președintele Curții sau alții care sunt implicați, raportorul, de exemplu, au impresia că este bine să se discute cu Comisia de la Veneția și mă gândesc că este bine să se discute, acest termen poate fi prorogat. Ca și la instanță, se poate da un nou termen.
fost acuzat că prin... Ați făcut public un alt raport, protocol încheiat cu SRI. Cum vedeți acest lucru și dacă ar trebui desprezizate și alte protocoale? Știți că n-am comentat protocoalele și nu o să încep astăzi. Dar, domnule președinte, sunteți șeful CSAT și au fost acuzații, suspiciuni venite, de exemplu, de la președintele ICCJ, care spune că s-ar fi produs lucruri ilegale pe baza acestor protocoale. Dumneavoastră, ca șef al CSAT, ce credeți că ar trebui să se facă? Eu cred că cei care au semnat astfel de protocoale trebuie să și le susțină sau să le denunțe sau să le explice. Dar acest rol nu pot să-l am eu. Niciunul din aceste protocoale n-a fost încheiat pe vremea mea. Pentru dumneavoastră, va pierde România banii europeni în viitorul cadru financiar multianual. Sunt pierde zeci de miliarde de euro și de la coeziune și de la agricultură, zone în care România până acum a primit sume consistente de la Uniunea Europeană. Da. Haideți să nu intrăm în panică cu tăierile astea. Comisia a propus tăieri de 5% și pe politica agricolă comună și pe coeziune, care corespunde cam banilor pe care i-ar fi primit Marea Britanie. Deci au tăiat cum ar veni și de la venituri și de la cheltuieli. Important este ca aceste zone să rămână bine finanțate, pentru că ele reprezintă doi piloni importanți pentru politica generală a Uniunii Europene. Oricum, știți bine, propunerea Comisiei este punctul de pornire a negocierilor, strategic sau tactic, de la caz la caz. Unii s-au exprimat deja că sunt pro sau că sunt contra. Eu cred că lucrurile trebuie abordate cu foarte mult calm. România va avea președinția Consiliului Uniunii Europene când intră quasi în faza fierbinte negocierilor și cred că este foarte bine așa. Eu vă mulțumesc pentru atenție.